Pe 27 iunie vor avea loc alegeri parțiale pentru funcțiile de primar în comunele hunedorene Burjuc, Romos și Sarmizegetuza. Aceste alegeri vor avea loc deoarece funcțiile au rămas vacante ca urmare a încetării din viață a primarilor aleși la scrutinul din septembrie anul trecut. Da, avem alegeri parțiale în cele trei comune, și anume Burjuc, Sarmizegetuza și Romos. Până ieri a fost terminul de depunere a candidaturilor acelor reprezentanți al partidelor politice sau independenți care au dorit să candideze. Suntem în proximitate biroului electoral județean și a birourilor electorale de circumscripție, instituția prefectului fiind cei care veghează la buna desfășurare a acestor alegeri. Suntem pe punctul de a demara acțiunea de tipărire a buletinilor de vot, a ștampilor și să încercăm să asigurăm tot ceea ce înseamnă buna funcționare a acestor alegeri, care vor fi în 27 iunie. La Burjuc, unde au drept de vot 650 de persoane, vor fi 4 candidați, dintre care 3 reprezintă partide și unul este independent. Cele 2252 de persoane cu drept de vot din Romos vor avea de ales între 2 candidați independenți și 3 reprezentanți ai unor formațiuni politice. La Sarmizegetuza, cei 942 de alegători au 5 opțiuni de vot, 4 fiind propuneri din partea partidelor politice, la care se adaugă și o candidatură independentă. În cele 3 comune hunedorene, campania electorală va începe în data de 11 iunie și se va încheia pe 26 iunie la ora 7.